Ne suntem din nou în direct. La început se pare că a ajutat-o cumva să ne se dea înregistrația acolo. Eu am văzut cumva că lucra la internet, deci asta gândiți-vă că era în 66, deci internetul ăsta este destul de vechi. Și, bine, eu eram în feșă, mi s-a părut cumva și un, să spunem, ajutor de-a lor. Așa părea, dar părinții erau clar, să spunem, tipul ăla, deci spaniolul și cu franțuzoaica, deci foarte puțin avea părul cumva mai carmin, așa. Erau complet împotriva ei, i-am simțit și împotriva mea, am spus că acolo blocul ăla în care stăteau pe copou, s-au făcut, s-au dărâmat, iar s-au dărâmat. Aveau 4 camere, 6 camere, deci mi-am dat seama că omul ăla nu prea e normal la cap, dar crima se teoretizează așa, deci crimă și de platină și un spaniol cu franțuzoaică, o moară în engleză. Și, bineînțeles, nu se știe ce au mai făcut atunci, au fost un child prodigy, evident, dar i-au spus tot așa că ce s-au făcut ăstea, Yankee Doodle, după ce s-au uitat el așa, Yankee Doodle s-au făcut de atâtea ori, și la 1500, și la 1300, și la 1100, eu vă spun că nu se poate face chiar așa ușor, chiar același lucru, pentru că e altă epocă. Bunoare, eu când am făcut teorema asta cu unghiurile împărțite în 5 părți egale la un triunghi și cu dreptele, să spunem, primele, care formează un triunghi echilateral, tot așa mi-a spus. Teorema lui Frank Moore e făcută din antichitate, nu este adevărat. Nu este adevărat, deci aveau, să spunem, tipul ăsta de apărare, că tot s-a mai făcut, nu s-a mai făcut, deci femeia a fost foarte chinuită, că așa în crimele astea sinistre, să spunem, complicate, suprapuse, să spunem, victima se chinuie foarte mult, sufletește, încearcă să ia legătura cu cineva, să spunem, secția respectivă, unde se produce, deci aici e secția 4 din Iași, e compromisă complet, sectoriștii de aici, rudii de nu mai spun, sunt compromisii complet la ea. Deci te-ai văzut ce au mai făcut. Că mare se spunea că a făcut chiar bomba atomică de la Hiroshima și Nagasaki, deci practic nici nu e așa mare lucru să stai să îmbogățești elementele astea, hidrogen, azot, să faci un fulminat de mercur, și la urmă se pune și uraniu ăsta îmbogățit, tot cu lupile astea, și el joacă rolul unei otrăvi mai mult. Trebuie urmărit și tipul ăsta de om, să spunem, este un fel de subofițer, așa tot, brunet, să spunem, cum spune, un spaniol care cumva s-a dat și la mine, dar nu-și dădea seama că eu sunt așa nervos dintr-o lovitură, l-o moram pe loc. Barbota pe aici. Acești bruneți celerați, să spunem, tipul ăsta a spaniolului, sunt oamenii lor.